Titanul, dar sunt 4 secunde deja. 5. Nu ne pricepe cu tehnologia, ne-a luat marea mințile. Salutare, dragilor, noi ne-am făcut o fie concediu, l-am rugat pe tata de la Oradea să vină să stea cu animalele, pentru că voi știți câte animale avem noi acasă. Prea multe, ca să ne luăm să ne ducem. Exact. Și a venit până la mare așa cu inima strânsă, cu gândul la ele, cu grija lor, însă am nimerit peste un ocaz mai mare și mai greu. Așa că în video ăsta vă dăm câteva explicații, îl filmăm cu telefonul, așa că o să ne scuzați eventualele bâlbe și ce greșeli de vorbire o să mai apară. Trebuie să vă dăm niște explicații pentru că s-a întâmplat ceva foarte, foarte grav. E vorba de faptul că contul nostru de YouTube Orășana Țară a fost spart, cum se zice în românește, sau un hacker ne-a accesat contul de YouTube Orășana Țară. Avem mari dificultăți acum și ne zbatem să recuperăm accesul la acel cont. Dacă veți vedea pe acel cont promoții sau link-uri sau orice altceva, vă rugăm să nu vă le accesați deocamdată pentru că nu sunt trimise de noi și s-ar putea să fie virus sau alte chestii dubioase. Am lucrat vreo 4 ani ca să creștem acel canal de YouTube până la 31.000 și ceva de urmăritori și cu ajutorul vostru am reușit să facem asta. Am postat vreo 500 de videoclipuri, ne durează și copiii ăștia noștri care se joacă acel mare. Lasă-i să se distreze, măcar ei, că noi suntem atât de stresați în ultimul timp încât de-abia mai reușim să ne bucurăm de toată aventura asta și chiar am zis că trebuie cumva să ne deconectăm de la necazul ăsta, că până la urmă e pentru noi e un pur și simplu, dar ne dăm seama că e doar pentru noi, e un dezastru, pentru că am muncit 4 ani de zile la peste 500 de videoclipuri. Și nu-i doar pentru noi, că de fapt căutând în online am observat că și contul lui Selly, al lui Shelly și altor români au fost sparte acele conturi și unii în dintre același... ei se pare că au reușit să-și recupereze conturile. Același în același mod, în același mod, adică... Deci exact în același mod, pentru că și la Shelly el spunea că cineva i-a activat, i-a accesat contul, i-a schimbat numele cum apare la noi, loc de Orășan la Țară, acum apare Tesla. Chiar dacă chiar acum noi programaserăm deja pe cei astăzi joi, astăzi joi seara am programat un video, știind că suntem aici, am programat în avans un video care să apară astăzi seara la ora 8 și se pare că acel canalul video, Tesla în continuare a fost postat de acel nume, Tesla, mă așa. Rog că este contul nostru la urmă. Ceea ce înseamnă că dacă acel video s-a postat acum conform programării noastre, înseamnă că acel conținut, conținutul nostru de pe YouTube, nu-i șters. Da. E doar da, o combinație făcută sau acolo ca este, să suprapună conținutul. E pus totul pe privat. Bun, da, cam asta am vrut ideea să lămurim. Ideea este că avem de lucru și trebuie să ne zbatem, să-i contactăm pe cei de la Google, încă n-am reușit să rezolvăm nimic. Sperăm ca mâine să se întâmple asta, dar vă încurajăm să vă abonați la acest canal, Familia Lengel, și am schimbat un pic numele Orășan la Țară, ca să ne puteți vezi, găsi. Vezi că îmi tot mișc mâna și se mișcă telefonul. Se mișcă telefonul, da. Noi încercăm să ne deconectăm de la această problemă gravă, care înseamnă că în momentul de față noi nu avem acces la cele mii de ore filmate și mii de ore lucrate pe calculator ca să edităm acele sute de videoclipuri pe care le-am postat pentru voi. Nu mai sunt disponibile, ne scrie lumea în comentarii pe unde poate, pe Facebook ne găsiți Daniel Lengel și Andy Len pe Facebook, unde încă ținem legătura cu voi și vă aducem informații despre ce se întâmplă. Din păcate, e drama noastră locală, din Maramure, suntem la mare, dar... nu ne dăm bătuți, cu siguranță vom continua, fie că reușim să ne recuperăm așa cum trebuie contul Orășan la Țară, sau vom începe să postăm mai des pe acest cont pe care vedeți acest canal, ca să ne continuăm activitatea și să ne ținem de treabă. Așa că, acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie de susținerea voastră, avem nevoie de... Neapărat de like-urile voastre, să distribuiți acest video ca prietenii și cei care poate nu ne-au mai văzut de ceva vreme să afle și să știe ce se întâmplă în momentul de față cu Orășan la Țară. Suntem încrezători că vom reuși, pentru că e un cont în care n-are nimeni ce să băga să zică: hai, eu sunt Orășan la Țară, ce faceți? Nu poate face nimeni asta. Numai noi suntem Orășan la Țară pe contul Orășan la Țară, da?
Așa, și dacă nu ne vedeți fața, că vă cerem ceva sau vă spunem ceva să faceți sau să ne ajutați sau să așa. Deci noi până prin acum nu v-am cerut bani sau altceva, nu, nu intrați pe link-uri, nu, nu. Asta s-ar putea să fie o greșeală mesaje pe care am făcut-o eu, pentru că pe contul, pentru pe e-mailul Orășan la Țară, care apărea la fiecare videoclip în descrierea videoclipului, mi se mai trimite ocazional o dată pe săptămână câte un link de nu link, că n-am accesat niciodată link. Mă tem de link-uri, știu că se pot trimite virus și așa mai departe, dar mi s-a mai scris câte un e-mail în care îmi zicea: vrem să nu știu ce, să-ți oferim nu știu ce, colaborare, și foarte rar le-am mai răspuns la câte unii: ok, și care e faza sau despre ce e vorba. Nici măcar asta să nu mai faceți de acum încolo, pentru că eu sunt suspicios, am suspiciunea că și asta ar putea fi un motiv sau o cauză pentru care am putut fi hackeriți și spart. În jurul nostru se întâmplă tot felul de chestii și eu mă strâmb aici deconectată de la ce zici tu, dar da, cam asta e situația, nu lungim mult că nu are rost. Picioarele mele s-au afundat în nisip, ia uitați ce mic e pe lângă Andreea, care are aproape un metru și o cartelă de telefon. Dar așa cum v-am zis, ăsta e un video în care vă explicăm situația. Nu ne tăiem pămânuri, nu ne facem harakiri pentru această situație, încă suntem pozitivi și sperăm că se va rezolva. Vă mulțumim pentru susținere, pentru că ați urmărit acest video și vă încurajăm să rămâneți alături de noi, pentru că noi nu ne lăsăm. O să punem în continuare Orășan la Țară în toate videoclipurile pe care le postăm, ca să ne găsiți din nou. Și mă repet, că na, așa e când facem într-o singură bucată fără editare. Repet și cu asta închei. Vom ne străduim să recuperăm contul Orășan la Țară. Sperăm să reușim asta, pentru că avem deja acolo 31.000 și vreo 600 de urmăritori, care acum sunt urmăritori la contul numit Tesla. Dar e tot contul nostru și dacă nu-l vom putea recupera, o să ocărâm un pic platforma Google, dacă după 4 ani nu ne poate ajuta cu treaba asta, și o să ne facem un nou centru de interes în acest canal de YouTube, Familia Lengel. Odisee Maramureșană. Și ne ținem de treabă, dar am schimbat Odisee Maramureșană, că am scris Familia Lengel, Orășan la Țară. Așa, bun. N-am știut că sperând ca se întâmplă foarte cu ideea asta dată oamenii să ne găsească când caută pe Google Orășan la Țară. Da? Da, da, da. No. Dar fiind și în vacanță, nu avem acces nici la calculatorul de acasă. Pe tata nu-l pun, că pe el l-am lăsat șef numai la capre și la bivoliță și la găini și la pisici și la câini și la ce mai avem acolo. Și la țânțari și muște. Și tu că pierzi în vedere faptul că eu țin telefonul ăsta și mă doare mâna, 8 minute. Dai că mai țin și eu telefonul numai să nu scap în apă. Și ne apropie de încheiere, dar vreau să zic că pe tata nu mă pot baza să mă lămurească, să-mi descurcească situația asta. Nu știu cât va dura, probabil până la o săptămână, două, sperăm ca mai puțin de atâta, dar ne revedem, sper, în curând pe Orășan la Țară, așa cum ne cunoașteți, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Și să vă bucurați și voi de vacanță, dacă sunteți în vacanță, că noi trebuie să începem să ne bucurăm de vacanța asta, că n-am apucat încă. Ce vorbești, că m-am bucurat până acum, chiar dacă nu. Păi dai da, seama da, că un pic te îngrijorez, dar suntem la mare, uite frumos. Marea România, așa cum e. Da, erai foarte stresat și eu și tu și păi eram stresat pentru că scopul meu este să rezolv această problemă odată ce ne-am întâlnit cu ea. Însă ne bucurăm să vedem pe copii și că se distrează ei oricum. Cât să mă distrez la mare, că eu m-am bălăcit de două ori și mi-o ajung. No. Eu voi mă știți pe mine care ne urmăriți. Andreea se simte bine, copiii se distrează, ce ne mai trebuie? Bun, la Daniel e dor de lucru, e dor de capre și de tot. Chiar, lasă-te. Lasă că știu eu.